Un miracol pe zi. Într-o zi vei înțelege. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta, le spunea Iisus ucenicilor. Erau la finalul celor 3 ani și jumătate de umblat împreună. Au văzut minunile, au mâncat pâinile înmulțite, au auzit pildele și interpretarea lor și au pus capul pe pieptul Mântuitorului, dar totuși încă nu puteau înțelege totul. Nu era vorba că Iisus nu ar fi vrut să le explice mai mult, ci doar că ei nu aveau capacitatea de a primi și integra mai multă informație. Înțelegi cât poți trăi. Un copil nu are gândire abstractă, el înțelege concepte simple prin intermediul poveștilor care trebuie repetate de mai multe ori. Ucenicii au văzut repetate minunile. Chemările împărăției erau plasate în diverse parabole, dar încă nu puteau înțelege mai mult. Cum se leagă această afirmație de experiența ta? Și tu ai zone inexplicabile din istoria ta, pe care nu știi unde să le așezi. Dumnezeu este bun, atotputernic și totuși îngăduie ca tu să treci prin durerea pe care o simți. Nu găsești explicația? Nu afli sensul? Deocamdată. Este nevoie de maturizare și de alte concepte pe care să le deprinzi ca să înțelegi de ce a trebuit să treci pe unde ai trecut. Îți înțelegi altfel copilăria după ce ai devenit părinte. Privești altcumva la o clasă după ce ai devenit profesor. Pe măsură ce te așezi în locuri noi, vei vedea mai mult, mai departe, mai complet. Nu este vorba că Dumnezeu nu vrea să îți spună acum de ce, ci că încă nu poți duce. Ai răbdare. Într-o zi vei ști totul și te vei bucura adânc. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.